Salutare tuturor celor care mă urmăriți! Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați accesat canalul meu de YouTube. Vreau astăzi să vă arăt, dragi gospodine, rețeta mea de sarmale cu crupe de porumb. Și pentru ca sarmăluțele să fie moi, de să se topească în gură și foarte, foarte delicioase, eu am să vă arăt câteva secrete. Dumneavoastră, dacă doriți să le vedeți, rămâneți alături de mine. Pentru aceste sărmăluțe vom folosi neapărat cărniță de la burta porcului. Vom folosi varză murată. Varza mea este congelată, a stat în bucătărie, s-a dezghețat și iată așa bucățele mici pe care eu le-am porționat anterior, eu astăzi am să le folosesc. Deci pentru sarmalele mele cu crupii de porumb, eu am să folosesc 1 kg 500 de grame de carne. În tigaie am prăjit 1 kg și 200 de grame de cărniță. 300 de grame eu am lăsat-o în alt vas, tăiată cu bulețe crudă. Tot aici, la carnea ruminită ușor, eu am să adaug cele 300 de grame de carne crudă. Iată, acesta este unul dintre secretele mele. Un alt secret de al meu este că eu folosesc pentru sarmalele cu crupe de porumb numai cărnița de la burta porcului, acolo unde merge un rând de carne și unul de slănină. Folosesc astfel de carne deoarece crupele de porumb cer multă grăsime. Și desigur, în sărmăluțele cu crupe de porumb, vom pune și legume atât cât este necesar pentru ca ele să fie moi. Dacă vom pune doar puțin, atunci sarmalele noastre vor fi tari, vor fi aspre, bătute. Acesta este un alt secret și iată eu aici am pus 500 de grame de morcov, 500 de grame de ceapă, 4-5 roșii. Iar mai departe vom prăji toate legumele în puțină grăsime pe care carnea a slobozit-o și puțin ulei de floarea soarelui. Și iată, acum a venit momentul să adăugăm și crupele de porumb. Nu vom pune multe, ci vom pune doar 500 de grame de crupe de porumb. Piper iute măcinat și sare adăugăm după gust. Eu voi aranja sarmalele mele într-un vas de 5 litri. La fundul vasului vom pune o frunză de varză. Peste frunza de varză vom pune 2-3 frunze de dafin și piper boabe aromat. Eu voi modela sărmăluțele mele sub formă de con. Dumneavoastră le puteți modela cum sunteți învățate sau cum doriți ca să le aveți. Iar cu această ocazie puteți lăsa chiar și un comentariu. Mi-ar fi foarte interesant să citesc și să aud cum în regiunea dumneavoastră se fac sarmalele. Și da, dacă tot vorbim despre rețetele tradiționale moldovenești, atunci, dragile mele, vreau să vă spun că voi veni cât mai curând cu o rețetă de tort pe care de mult gospodinele au uitat-o și pe care nu o mai văd pe canalele de YouTube, nici la un blogger.
Ce unul l-am umplut cu sarmale, mai punem deasupra 2-3 frunze de dafin și acum vom pregăti bulionul sau apa pe care trebuie să o turnăm deasupra sarmalelor. Am pus puțin ulei în tigaie, am adăugat 2 linguri de pastă de tomate, am lăsat să prăjească câteva secunde, am adăugat apă fierbinte, sare după gust, deoarece la mine varza nu era tare sărată, și iată, turnăm deasupra apa atât cât se steie de un deget, de un centimetru deasupra sarmalilor. Sarmalele merg la cuptor și se vor coace 2 ore sub capac și 1 oră fără capac. Cuptorul trebuie înfierbântat din timp și dacă sarmalele au început a fierbe, facem focul mic și lăsăm să mocnească, adică să fiarbă încet, încet, dar să nu clocotească. Sarmalele mele s-au copt timp de 3 ore și vedeți cât de bine arată! Dar ce gustoase sunt, dragile mele! O bunătate! Dacă v-a plăcut rețeta mea, m-aș bucura mult dacă ați aprecia, ați distribui-o prietenilor dumneavoastră și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pe curând!